Omagiul cinematografic pentru Constantin Brâncuș este realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român. Evenimentul va avea loc în aer liber, iar intrarea va fi gratuită. Primarul localității Peștișani a declarat că vor fi proiectate filme românești vechi. Peste două săptămâni avem omagiul cinematografic Constantin Brâncuș, avem niște prieteni care au realizat un proiect în colaborare cu Primăria Peștișani. Vom rula filme din arhiva Centrului Național al Cinematografiei despre Brâncuș în aer liber, în zăvoiul de la Hobita, în localitate. Cosmin Piguiu își propune în primul său mandat în fruntea primăriei Peștișani să inițieze mai multe acțiuni dedicate lui Constantin Brâncuș. Un prim pas este reluarea taberei de sculptură organizată în Hobita. Am început chiar mandatul meu de primar cu un festival al ei internațional care a fost o reușită, a fost ceva extraordinar. Iar pentru anul viitor lucrez la un program foarte bogat de activități. Trebuie să ne preocupe în primul și în primul rând cultura în satul lui Brâncuș și lucrăm la asta împreună cu Consiliul Județean. Vreau să realizez, așa cum era pe vremuri, tabăra de sculptură, să achiziționăm un teren destul de vast pentru că în fiecare an se adună sculpturi, să realizăm un parc cu sculpturi care să poată fi vizitat de turiști, iar la fața locului acolo atelierele pentru artiști, pentru sculptori, care să aibă toate condițiile pentru a realiza operele în acel parc. Proiectul cultural cinematografic Omagiul lui Brâncuș reprezintă un demers cultural și educațional care va contribui la creșterea gradului de cunoaștere a capodoperelor brâncușiene prin dialogul interactiv cu spectatorii, precum și prin prezentarea altor expuneri artistice deosebite, cultură, pictură, poezie, teatru, în special în rândul elevilor și locuitorilor din comuna Peștișani.